Universul concentraționar chinez este un coșmar de neimaginat, temeinic ascuns în spatele unor ziduri bine păzite. Mărturiile celor care au trecut prin infernul închisorilor chineze nu sunt multe, dar atâtea câte există ne permit să vedem dincolo de propagandă. China are un sistem judiciar profund corupt. Statul chinez nu respecte drepturile omului, atât declamate de lumea liberă, dar nici nu este sancționat pentru asta. Pentru că, din nefericire, Dictatul economic ne guvernează pe toți. Prizonierii locuiesc în celule înguste, fără fereste, iar lumina nu se stinge niciodată. Nu părăsesc niciodată celula, nu au dreptul la vizite sau la pachete de acasă. Odată pe săptămână, un medic face turul închisorii, dar nu are voie să comunice direct cu deținuții, ci doar prin vizeta de la ușă. Oricât de mare ar fi vina unui om, nimic nu-i dă dreptul unui stat să îi anihileze condiția umană. Marius Balo a cunoscut nemijlocit această lume de coșmar a Chinei profunde. Stabilit în China din 2010, Marius Balo a fost angajat ca expert străin în cadrul grupului de tehnologie și educație Dong Fang din Beijing. Din 2013, el a fost profesor la Renmin University din capitala chineză. În martie 2014, Marius Balo a fost arestat în China pentru o presupusă fraudă financiară. La sfârșitul lunii martie acestui an s-a împlinit un an de când Marius Balu a fost eliberat din penitenciarul din Shanghai, pe 28 martie 2023. În semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu, Marius Balu a făcut un pelerinaj în primăvara aceasta, parcurgând pe jos exact 2922 de kilometri, numărul zilelor pe care le-a petrecut după gratii. La începutul acestei luni, Marius Balo a publicat un jurnal al perioadei petrecute în detenție. Păturica roz vorbește despre viața de coșmar din pușcăriile chineze, dar și despre faptul profund imoral că aceste penitenciare funcționează ca o corporație care nu are angajați, ci sclavi. 20% sunt dormitoare, 80% sunt fabrici, spune Marius Balo în jurnalul său. Despre toate acestea, dar și despre cazul Alinei Apostol. Româncă arestată în China încă din 2017. Vom vorbi cu teologul Marius Balo. Rămâneți cu noi, începe omul și timpul. Marius Balo, îți spun bun găsit din nou în studioul 1 al televiziunii române. Ne revedem după un an și aproape jumătate pentru a afla ce s-a mai întâmplat de la revenirea ta în țară. În primul rând, mă bucur să fiu din nou uh, aici. Mă bucur uh, să vă revăd. Apreciez enorm uh, susținerea pe care am primit-o uh, din partea dumneavoastră în tot acest timp. Într-adevăr, a trecut un an și jumătate. S-au întâmplat multe, este adevărat. Primul eveniment major pe care l-am inițiat imediat după, după emisiunea pe care am avut-o anul trecut, în luna iunie, a fost uh, un pelerinaj. Un pelerinaj de 2922 de kilometri. Este numărul zilelor pe care eu le-am petrecut întemnițat pe nedrept în China comunistă. În ultimii ani, în ultimii doi ani de zile. Am început să-mi plănuiesc oarecum momentul de libertate, momentele care urmau să, să apară după acel anotimp învolburat. Auzeam oameni în jurul meu care vorbeau despre clip, primele clipe de, de libertate. Urmau să, să bea, să fumeze, să se întâlnească cu femei, să meargă la jocurile de noroc. Fiecare își dorea, își dorea ceva. Pentru a-și consuma acea energie pe care tu o acumulezi în acel loc. Deoarece nu ai libertatea de a te mișca, organismul continuă să acumuleze acea energie pe care un om obișnuit o, o consumă în fiecare zi, mergând la serviciu, la bancă, la grădiniță și așa mai departe. Eu nu puteam să consum acea energie, deoarece singurul loc pe care îl puteam efectiv uh, umbla, era acea clădire în care eram ținut. Foarte rar puteam să ieșim într-o curte. Aveam dreptul în fiecare zi, la câteva momente, dar nu se întâmpla să primim acceptul de a ieși în curte în fiecare zi. Așadar, făceam doar câțiva pași. Și această energie s-a acumulat, am început să o simt. Este o energie fizică pe care o simți și, bineînțeles, încep să te întreb cum aș putea să o cheltuiesc. Bineînțeles, am fost și eu tentat de aceste, de aceste modalități de a le cheltui, pe care le-am menționat mai, mai devreme, dar uh, ele sunt uh, oarecum egoiste, pentru că doar tu te bucuri de, de această energie. O cheltuiești într-un mod în care tu singur uh, ești împlinit. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu să-mi descoperi o metodă prin care să beneficiez nu doar eu, să fie oarecum în, în, în folosul și celor de lângă mine. Și așa mi-a venit această idee a pelerinajului. Pentru a fi mai clar pentru telespectator, ce înseamnă 2922 de kilometri? Cum să îi traducem ca să înțelegem mai bine ce a însemnat acest pelerinaj? A însemnat un traseu în care parcurgeam în fiecare zi aproximativ 30 de kilometri, călătoream de luni până sâmbătă, duminica mă odihneam, mergeam la biserică și mă odihneam. Acest traseu a inclus toate temnițele, lagărele, închisorile în care au pătimit foștii deținuți politici. Fundația Doina Cornea, prin domnul Leontin Iuhaș, m-a sprijinit în acest demers, în sensul că ei uh, mi-au construit acest traseu prin țară de 2922 de kilometri, în așa fel încât să ajung în majoritatea acestor locuri de tortură și exterminare ale foștilor deținuți politici. Bineînțeles, eu nu am dorit prin acest demers să mă identific cu ei, doar să le aduc un omagiu. Bineînțeles, sistemul comunist din China este oarecum asemănător cu cel în care ne-am găsit și noi timp de mai bine de 40 de ani, dar motivul pentru care eu am fost întemnițat nu a fost unul politic eu am fost întemnițat, acuzat și condamnat la 8 ani de închisoare pentru complicitate la fraudă contractuală. Așadar, în data de 29 iunie am pornit din Cluj și am călătorit până aproape de sfârșitul anului, m-am întors după cei 2922 de kilometri, după aproape șase luni de zile de aventuri, de, de călătorie, de entuziasm, m-am întors la Cluj în data de 1 decembrie de ziua națională, anul trecut. Postările din social media sunt o mărturie și chiar un posibil jurnal al acestui, al acestui pelerinaj. Poate primul lucru cu care, cu care rămâne un cititor, văzând acest traseu, este, a fost reacția oamenilor și mai ales a celor care au ajutat pentru împlinirea acestui gând și pentru ducerea la bun sfârșit a acestui pelerinaj. Ce fel de oameni au fost implicați în acest pelerinaj? Să știți că am rămas deosebit de surprins de cât de mult ajutor am primit. Sub toate formele pe care ni le putem imagina, de la oameni care se opreau cu mașina lângă mine, mă întrebau, Dumneavoastră, ce, ce faceți? Nu vă ducem undeva, nu, nu aveți nevoie de ajutor. Dar în nu moment... știau despre cine este nu vorba. Nu știau despre ce este vorba. Le explicam în, în două cuvinte de mersul meu. M am întors din China? M-am întors din China și doresc să răsplătesc Partidului Comunist pentru nedreptatea pe care mi-a făcut-o cu un kilometru parcurs cu picioarele mele pentru fiecare, fiecare zi, zi de în de care detenție. am fost întemnițat acolo. Aceasta este modalitatea mea de a le răsplăti. Bineînțeles, a fost un demers catartic, în primul rând, pentru mine a fost încheierea unei unei etape, unei perioade zbuciumate din viața mea și începutul, bineînțeles, plin de, de soare și plin de plin de entuziasm al unei, al unei noi noi aventuri, noi etape în în viața mea. Au fost așadar oameni pe care i-am întâlnit pe parcurs, care m-au hrănit, m-au mi-au oferit un sălaș peste noapte, veniți și rămâneți la noi sau mi-au mi plătit un, un, o cameră la o pensiune. Au fost oameni, cum au fost colegii dumneavoastră din televiziunea română, care m-au urmărit în, în acest demers și s-a realizat și un film de către TVR intitulat 2922, un film care a avut, a avut premiera în această primăvară. Filmul realizat de colegul nostru Alexandru Munteanu. Exact, exact. Un film pentru care eu m-am -am întâlnit cu Alexandru de aproape 20 de ori. Imaginați-vă efortul care, care, care a fost depus în acest sens și am înregistrat am punctele cheie, momentele cheie din, din acest pelerinaj. Bineînțeles, au fost. Au fost foarte, foarte multă, foarte multă susținere pe care am primit-o. Au fost chiar și lucruri neașteptate, cum a fost întâlnirea cu realizatorii de la Arte, o televiziune franco-germană, care tot așa urmau să realizeze un documentar despre munca forțată din închisorile chinezești. Experiența din închisorile chinezești a căpătat în acest răstim de un an și jumătate de când nu ne-am mai întâlnit și o dimensiune internațională prin difuzarea acestui documentar făcut de către canalul Arte care vorbește despre experiența în temnițele comuniste. Pe de altă parte, lucrurile au luat și o altă turnură și ne referim acum la, la dimensiunea politică acestui lucru. Într-adevăr, așa este. M-am întâlnit luna augusta anului trecut cu echipa de filmare de la, de la Arte, eram foarte aproape de București, la Cernica. Am poposit timp de trei zile la mănăstire și am oferit toate informațiile din experiența pe care am avut-o eu acolo timp de 8 ani de zile cu acest sistem, cu nedreptatea care se perpetuează. Cu sistemul de muncă forțată pe care îl întâlnești odată ajuns în temniță, vă reamintesc că eu am, am petrecut 2 ani de zile în arest preventiv, închis într-o cușcă de 12 metri pătrați, loc din care nu am avut nicio posibilitate să contactez pe nimeni, să sun pe nimeni, să scriu nimănui. Iar odată condamnat, am ajuns în temniță, unde am fost înregimentat în acest sistem de muncă forțată care se practică peste tot, în absolut toate închisorile chinezești. Acesta a fost motivul pentru care m-am întâlnit cu ei, ei realizând acest film, care a avut o finalitate extraordinară, în sensul că în luna iunie a acestui an am ajuns să vorbesc despre experiența mea în Parlamentul European și să ajut și eu cu această, cu această experiență, cu această poveste, să pun numărul la votarea unei legi care intenționează să... Interzică importul produselor din țări care ar fi suspectate că folosesc munca forțată în Uniunea Europeană. Este un demers, un demers extraordinar, un demers care uh, continuă să, să aducă la cunoștința europenilor realitatea care se găsește în China. Este posibil acest lucru să identificăm produse care sunt făcute, de exemplu, în închisori? Bineînțeles, este posibil. Necesită un efort considerabil, bineînțeles. Este o muncă, o muncă titanică pentru a identifica um, acele celule care, acele firme, acele firme subcontractante care apelează la munca forțată. Bineînțeles, o multinațională um, angajează o firmă chinezească pentru a-i face o, un segment. Din, din produsul pe care dorește să-l comercializeze, iar acea firmă care subcontratează ajunge să subcontracteze la rândul ei o altă firmă chinezească, firmă care folosește munca forțată din închisori. Este, este bineînțeles, o adevărată aventură să ajungi să identifici această, această, această structură mafiotă, aș putea să-i spun. Dar acest documentar despre care vă pomeneam a reușit în premieră mondială să demonstreze conexiunea pe care aceste filme le au între ele. Pentru că în aceste zile a văzut lumina tiparului și volumul jurnalul despre care am vorbit în, la începutul acestei ediții om și Timpul. Păturica Caroz, întemnițat în China comunistă, în legătură cu noi este acum scriitoarea Doina Ruști. Bună ziua! Bună ziua, Doina! Bine v-am găsit! Am în mână primul exemplar care ne-a sosit exact cu o oră înainte de a înregistra această emisiune. Spuneți-ne, povestiți-ne despre începutul acestei cărți. Este vorba, în primul rând, despre un roman, despre literatură. Asta aș vrea să mereu să ținem minte, cu toate că pornește de la o experiență răvășitoare. Dar ce se întâmplă în momentul în care treci printr-o astfel de dramă este extraordinar de dificil să urmărești faptele, să ai grijă la oamenii despre care vorbești și mai cu seamă să îți reprimi sensibilitatea scritoricească pe care Marius Balou o are din plin. Prin urmare, este un roman, un roman extraordinar de convingător de tușant care vorbește despre un om închis într-o cușcă la vârsta cea mai frumoasă la vârsta lui Hristos și sigur am, am lucrat cu multă emoție acest roman, m-am întâlnit cu Marius Balo am citit despre el mai întâi, după aceea am urmărit capitol cu capitol pe măsură ce înainta în acțiune și nu, nu numai atât. Întreaga redacție a fost alături de Marius Balo, în primul rând Ovidiu Șerban, redactorul cărții care s-a implicat și afectiv și care a fost foarte impresionat de, de carte, și toți ceilalți care au lucrat pentru că există o armată de oameni care participă la o carte, ca în sfârșit acum ea să apară și este atât de emoționată, mai ales că eu nu am văzut încă fizic cartea și mă, rog, mă uit în televizor la ea pentru prima oară. Mi-ar plăcea să îl întrebați pe Marius cum a fost această experiență, mai cu seamă ca scriitor. Este o poveste personală, o, pers o poveste la persoana întâi, bineînțeles, dar o poveste în care apar uh, tot felul de inserții uh, de la meditații, la amintiri, uh, la lucruri uh, sociale, care codimentează pe parcursul uh, cărții o poveste memorabilă, zic eu. Păturica roz. V-ați fi așteptat în martie anul trecut când l-a sunat pentru prima dată pe Marius Balo să găsiți un om cu o așa sensibilitate artistică, după cum spuneați mai devreme, pentru că sunt cazuri și cazuri, sunt tragedii care se întâmplă. Vom vorbi astăzi despre un alt caz, similar cu al lui Marius, care, care, despre care încă nu avem nicio soluție, dar pe de altă parte, volumul ne aduce în spațiul, să spunem, cultural românesc, un scriitor. Da, asta este mai important decât partea documentară, cu siguranță, fără egal, pentru că este, în primul rând, vorba despre închisoare, despre China, despre spațiu exotic, dar și despre probleme care țin de, de, sistem. E bine, dincolo de toate astea, e vorba despre un scriitor care, de la primele lui cuvinte, mi-am dat seama Că are o sensibilitate deosebită. După cum vorbește, mi-l amintesc într-un interviu, chiar imediat după ce a coborât din avion, și se vedea clar că are atât de multe de spus, iar formația sa, cultura solidă îl indicau dintr-o dată ca viitor scriitor, un prozator trebuie să fie cult. Și Marius are și sensibilitate și cultură, este un teolog, este, are predispoziții uh, filozofice, dar are și o calitate indispensabilă prozatorului, o înclinație didactică foarte importantă, însemnată pentru uh, scris. Și încă o întrebare pentru finalul discuției noastre, pentru care vă mulțumesc încă o dată. Care ar fi rolul, locul acestui volum, să spunem, în cultura universală? Și mă refer acum și la istoria recentă. Noi facem o emisiune de istoria recentă la Un și Timpul. Este o lume spusă atât de frumos, dar atât de crudă, pe care o găsim în volumul care tocmai a apărut la editura Litera. Categoric este un roman cu caracter documentar. În primul rând, și dă măsura uh, unei epoci, exact cum a făcut o, să spunem, Rebreanu în gorila, cum a făcut o Steinhardt în jurnalul fericirii, este un roman despre închisoare, despre libertate, uh, are o latură care te trimite spre Kafka, alta spre Sartre și zic eu că va rămâne în primul rând pentru că dă măsura unui timp în care libertatea este ceva fragil. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim, Doina! Eu. Să știi, Rafael, că toată această. Toată, acest moment în care am ajuns acum, după, după aproape un an de zile, m-am apucat de scris uh, la ea după ce m-am întors din pelerinaj, uh, și acest moment îi se datorează, în primul rând, doinei Ruștii. Deoarece ea a stat a stat cu răbdarea aceea titanică și m-a vegheat atât timp cât a fost nevoie, până când să reușesc să, să, să scriu. Mi-a fost foarte greu. Momentele în care trebuia să intru din nou în cușca respectivă, să mă uit în stânga, să mă uit în dreapta, să descriu ceea ce văd, au fost, au fost cele mai grele, pentru că mintea mea era pregătită să facă absolut orice doar să nu se întoarcă acolo. Și atunci a fost o luptă cu mine însumi. Iar ajutorul cel mai de a venit din, din partea scriitoarei Doina Ruștii, căreia doresc să-i mulțumesc în mod cu totul special editurii Litera, doamnei Vidrașcu și tuturor celor care s-au ocupat. A fost posibil în temnița comunistă din China să se păstreze un jurnal cum anume s-au păstrat toate aceste informații, care până la urmă sunt informații de, de, de detaliu, pe de-o parte, dar pe de altă parte, spațiul concentraționar, tensiunea, via, lipsa de viață până la urmă din acel loc, toate aceste lucruri au permis să se păstreze chestiuni care ne duc chiar acolo, chiar în acest univers. Așa este, în mod cu totul minunat, în mod cu totul miraculos, am reușit să păstrez un jurnal din chiar primele zile după ce am fost întemnițat. În primele doi ani de zile nu aveam dreptul la pix. Trebuia să faci o cerere specială pe, pentru a-ți fi oferit acest pix timp de 10 minute sau 15 minute. Atât aveai dreptul doar pentru a scrie ceva, ceva scrisoare eventual. Bine, bineînțeles, o scrisoare care nu se trimitea niciodată. Nu ajungeam. Am scris 17 scrisori, n-a ajuns nici măcar una. Cui erau adresate aceste scrisori? Ca o paranteză. Erau adresate uh, rudelor, erau adresate consulatului, erau adresate, dar niciuna dintre ele nu, nu a ajuns la destinatar. Ele erau citite, bineînțeles, informațiile uh, astfel greblate din această scrisoare urmau să fie folosite împotriva ta, dacă se găsea ceva um, care să poată fi folosit, dar ele nu au ajuns niciodată la destinatar. În acele, la jurnal. Da, în acele momente în care ceream pixul, îmi, îmi notam. Trăirile din, din cușcă. Și am reușit, după 2 ani de zile, să ascund în mici, în mici fâșii de hârtie, în mâneca unei, unei geci pe care o primisem acolo, am reușit să ascund aceste, aceste însemnări în acea mânecă și așa am ajuns să reușesc din uh, arestul preventiv să le aduc în închisoare. În închisoare am avut dreptul să folosesc pix și hârtie. M-am apucat, bineînțeles, de trimis scrisori în țară, am trimis peste 200 de scrisori guvernanților, nu am primit absolut niciun răspuns. Au ajuns? Au ajuns absolut toate. Mi-a fost confirmat acest lucru de mai multe persoane, cu care am intrat acum, după întoarcere, în legătură. Bineînțeles, veți descoperi în carte uh, și uh, ce s-a întâmplat cu chiar ultima scrisoare pe care am reușit să o trimit acolo. Ele trebuiau timbrate. Și aveam, mai aveam timbre, după 200 de scrisori trimite guvernanților, am mai avut timbre pentru trei scrisori care să le trimit presei. Veți descoperi ce s-a întâmplat cu chiar ultima scrisoare pe care am trimis-o și cum a, a contribuit ea la aflarea poveștii și a dramei prin care treceam în țară. Oamenii nu știau, timp de trei ani de zile niciunul dintre politicienii cărora le-am trimis acest mesaj nu a făcut publică povestea mea. Bineînțeles, în închisoare am continuat să acumulez, am continuat să, să fac notițe în acest jurnal iar la final m-am așezat în genunchi și l-am rugat pe Dumnezeu să îngăduie în așa fel încât eu să pot să scot aceste, aceste pagini. Aveam 30 de caiete cu însemnări, am, am, am distilat absolut tot ce am putut în 50 de file pe care le-am notat așa cu un scris foarte, foarte mărunt, le-am introdus într-un plic și le-am așezat uh, lângă celelalte obiecte personale, scrisori pe care le-am primit și cartea de rugăciune a mamei mele, a bunicii, uh, le-am așezat într-o într pungă. Iar în momentul în care am fost eliberat, în seara acelei zile, m-au dezbrăcat uh, uh, complet, m-au verificat uh, și în colț m-a aștepta uh, acea, acea plăsică, plăsica în care se găsea cartea de rugăciuni și uh, neatins uh, acest manuscris. De 50 de pagini care a format, care a stat la baza acestei cărți. Deci, Dumnezeu le-a le orbit oarecum vigilența, pentru ca să-mi îngăduie, era împotriva tuturor regulamentelor să scoți, să scoți orice bucată de hârtie scrisă de mână. Cu toate astea, Dumnezeu le-a le încețoșat privirea și am reușit să scot un plig în care se găsesc 50 de file cu povestea, cu povestea acestei cărți. Asta a stat la baza păturicii roz. Ce înseamnă păturica roz? Înseamnă o păturică roz pe care eu am primit-o în momentul în care am fost arestat. Singurul lucru pe care, pe care l-am primit de altfel, nu exista nicio piesă de mobilier în acea, în acea cușcă în care am fost introdus, 12 persoane mă înconjurau, toți cetățeni chinezi cu care nu puteam vorbi, nu puteam comunica. Singurul lucru pe care l-am primit a fost această păturică roz, folosită și refolosită de mulți oameni înaintea mea. Bineînțeles, mirosea și arăta îngrozitor, dar ea făcea parte din aceste reguli care trebuiau respectate, în sensul că trebuia să dormi pe ea, să-ți o așezi drept așternut și să te și acoperi. Iarna se făceau minus 5 grade în Shanghai se făcea frig, frig de tot, nu exista niciun sistem de încălzire, doar această păturică roz cu care, așa, uh, <gântări> în starea în care se găsea ea, uh, acel miros uh, pestilențial, dar erai forțat să te acoperi cu ea. Nu puteai să dormi doar pe podea, fără această păturică. Erai obligat să o folosești. Așadar, uh, acest, uh, această imagine pe care Sistemul comunist din China încearcă să o proiecteze în, în lume, imaginea uh, cum este și culoarea roz. Este o imagine, o, o imagine entuziasmantă, o imagine a noutății, a, a prospețimii. Într-adevăr, aceasta este masca care uh, ne este prezentată nouă, dar în spatele acestei măști este realitatea. Realitatea, mirosul acela uh, îngrozitor, mormintele acelea imaginea din Biblie, mormintele cele văruite pe din afară, dar cu, cu toată necurăția și cu toată putrejunea în interior. De aceea am ales acest titlu, pentru a, pentru a sugera acest, contra, acest contrast incredibil. Aș vrea să mai insistăm puțin asupra sclaviei din închisorile comuniste. Guvernul chinez se apără de fiecare dată și au fost mai multe scandaluri internaționale cu privire la această muncă de sclav care se întâmplă în temnițele comuniste. Ați fost acolo și ne puteți da o, o mărturie nemijlocită. Ce se întâmplă din acest punct de vedere în, într-o închisoare comunistă în China? Într-adevăr, imediat după ce ești adus în închisoare, ești înregimentat în sistemul de muncă forțată. Ce înseamnă asta? În fiecare zi trebuie să muncești de dimineața până seara. Noi munceam în clădirea în care eram ținuți, dar ceilalți întemnițații uh, chinezi din celelalte clădiri, erau șapte clădiri, noi eram clădirea a opta, clădirea în care erau ținuți străinii, în fiecare dimineață ieșeau, se încolonau uh, într-o uh, într ordine perfectă uh, și cântând aceste cântece, acele cântece patriotice care ne sunt atât de familiare din epoca uh, comunistă, se încolonau și mergeau spre fabrici. Uh, majoritatea spațiului Acelei închisori era destinat fabricilor, locul în care se produceau în fiecare zi. Clădirea noastră era chiar lângă intrare, și vedeam cum intră tirurile, unul după altul, aducând materia primă, iar pe, pe partea opusă ieșeau cele care duceau produsele confecționate. Deci, într-adevăr, închisorile chinezești sunt o afacere. În anul 2016 am aflat. Închisoarea noastră a făcut profit un milion și jumătate de dolari. Asta a însemnat s-au plătit toate cheltuielile, uh, iar închisoarea a rămas cu profit de pe munca acestor sclavi cu un milion și jumătate de dolari, într-un an de zile. Uh, ce pot să vă spun este că pentru uh, deținuții chinezi regimul este mult mai dur. Imaginați-vă doar ce se întâmpla cu ei dimineața. Nu avea nimeni voie să rămână în dormitoare, toți erau duși cu deavalma înspre fabrici, în, primul, în față mărșăluiau cei care erau, erau în putere, apoi următorii erau un grup una de 10-20 de persoane, oameni bătrâni, oameni bolnavi, care nu aveau această putere să mărșăluiască și atunci venea un gardian cu ei și îi ducea încetuți, încetuți înspre fabrici, oameni care de-abia își picioarele. Și în urma lor urma mai era o categorie care te duce cu mintea la, la lagărele din, de concentrare naziste, în care oamenii care erau atât de bolnavi, atât de bătrâni, încât efectiv nu puteau să umble pe picioare, erau aruncați claie peste grămadă pe un căruț. Un căruț care era tras de unul dintre deținuți. Și acești oameni uh, trebuiau să meargă la fabrici. Nu știu dacă ei erau puși la muncă, probabil că nu erau puși la muncă, dar regula era toată lumea să părăsească, dormitoarele se închideau cu cheia și se redeschideau seara. Această imagine o vedeam în fiecare dimineață. Nu exista zi liberă, se lucra de luni până duminică, în fiecare zi, două zile libere pe an, ziua națională a Chinei și ziua de anul nou chinezesc. Deci Atât. nu exista o zi de duminică? Exista o zi de miercuri care era ziua de propagandă. Toată lumea învăța să cânte cântecele patriotice, se, se lua parte la spectacole de anvergură în care se, se profesa dragostea față de partid și față de liderul suprem. Ziua de miercuri era ziua de propagandă, dar această, acest efort fizic era de, de multe ori la fel de mare ca și într-o zi de lucru, pentru că erai dus, erai mărșăluit, erai stors de acea energie, însă în ziua de miercuri energia se oferea partidului. Să <laughs> nu aproape de neimaginat și stau să mă gândesc doar la faptul că ne bucurăm de fiecare dată când cumpărăm un produs mai ieftin, pe care scrie Made in China. Exact. Și nu știm ce este, nu ce, știm ce este în spatele lui. Ce în spatele acestor produse ieftine. Într-adevăr, așa este. Este o realitate de necrezut pentru mulți dintre noi. Pot să vă spun că am lucrat pentru multinaționale, pentru majoritatea firmelor pe care dumneavoastră le întâlniți în momentul în care mergeți la mall, firme de îmbrăcăminte, firme de călțăminte, firme de cosmetice. Sarcina noastră era să facem pungi pentru cadouri, etichete pentru haine, tot felul de plicuri, promoții, chestii promoționale. Aceasta era, era o muncă oarecum mai ușoară pentru străini. Nu, nu doreau să riște, um, Doamne ferește, să moară unii dintre noi muncind. Bineînțeles, oamenii au murit pentru că nu au fost au primit îngrijire medicală. Doi oameni au murit de cancer sub ochii mei, un columbian și un canadian, un columbian și un canadian au murit în fața mea pentru că nu au primit niciun fel de tratament. Spre final, spre momentele de, de final li s-au administrat doar niște pastile um, care să le amorțească durerea pe care o resimțeau, doar ca să nu urle în gura mare de durere um, și să poată ceilalți deținuți să se odihnească pentru ca să fie apți de muncă a doua zi. Atât. Au primit doar îngrijire paliativă, nimic altceva și s-au stins sub ochii noștri. Au ajuns la 30 de kilograme și apoi um, un sac de oase um, a devenit din nou țărână. Este, este înspăimântător... Această indiferență pe care ei o au față de suferința umană um, au fost momente în care simțeam că ei practic se hrănesc cu această suferință pe care o văd, o văd la semenii lor, uh, ceea ce este, este de neimaginat. Din această muncă din închisoare exista un avantaj pentru deținuți, adică, nu știu, se scădea perioada de... Din păcate nu uh, se ofereau uh, scăderi de pedeapsă. Eu am uh, făcut 8 ani din 8 ani. Teoretic, da, puteai să primești, însă trebuia să îndeplinești foarte multe condiții, trebuia să fii colaborator cu ei. Uh, eu tot timpul m-am ferit de gardieni, m-am ferit de orice fel de orice fel de colaborare și de discuție cu ei. Am, uh, am făcut 8 ani din 8 ani, deci am, uh, am ispășit absolut tot ce mi-a fost uh, dictat. Dar în momentul în care munceai, aveai într-adevăr niște avantaje în sensul că puteai să scrii o scrisoare acasă, puteai să dai un telefon. Uh, erau lucruri mici, însă pentru mine au fost lucrurile, lucrurile care au contat cel mai mult. Faptul că am reușit, în sfârșit, după 2 ani de zile, să iau legătura cu cei de acasă, să, să trimit o scrisoare. Veți găsi în roman povestea scrisorii aceleia uh, binecuvântate de Dumnezeu care a, care a, a, a dezvăluit uh, drama prin care treceam. Acestea au fost avantajele. Faptul uh, că noi trebuia să muncim pentru ca să primim aceste drepturi, care peste tot în lume sunt garantate. În orice temniță din lume ai dreptul să scrii o scrisoare, ai dreptul să, să dai un telefon. În China acestea erau, erau condiționate de participarea la munca forțată. Vorbeam la începutul uh, emisiunii de astăzi omul și timpul despre dimensiunea internațională pe care a căpătat o acest caz, cazul Marius Balo. Și aș vrea să revenim asupra filmului făcut de către postul de televiziune Arte, realizatora de televiziune Letizia Moro. Totul pleacă de la o scrisoare. Din această, din această închisoare este o poveste aproape de necrezut și poate ar fi bine să o spunem acum în emisiune. Într-adevăr, la un moment dat, se întâmpla în vara anului 2019, am primit pentru a introduce în plicuri niște felicitări de Crăciun pentru supermarketele Tesco. Este o firmă britanică și am luat mai mulți dintre noi câteva felicitări, le-am ascuns în, în îmbrăcăminte și seara, după ce se dădea stingerea. Cu pixul pe care îl aveam în dotare, am transmis un mesaj. Vă rugăm să contactați Organizațiile pentru Drepturile Omului, să-l contactați pe Peter Humphrey, care este un jurnalist britanic, care a fost și el întemnițat în, în aceeași închisoare în care am fost ținut și eu timp de 2 ani de zile, absolut nevinovat. Apropo, Peter va, va fi prezent la lansarea volumului. Una dintre aceste felicitări a ajuns. Cumpărată în Londra de o fetiță de șase ani, care a vrut să ia un set de felicitări, să-i scrie bunicii ei. Deschide una dintre felicitări, vede acest mesaj. Noi am rugat oamenii la care au ajuns, urmau să ajungă aceste felicitări, să contacteze. Organizațiile Internaționale pentru Drepturile Omului. Deci, practic, ați introdus în aceste plicuri exact. un mesaj din închisoare. Exact, un strigă un mesaj de disperare. Închisoare. Exact, un strigă de disperare. Acest mesaj a fost unul dintre motivele pentru care televiziunea Arte a demarat, a demarat acest film documentar care încearcă să lumineze această lume întunecată a... A, a închisorilor chinezești și a, 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 a muncii forțate, a muncii silnice care are loc acolo. Bineînțeles, au fost pe lângă acest mesaj, au fost și alte mesaje. S-a descoperit un mesaj într-un test de sarcină, trimis dintr-o închisoare din Tianjin, care este aproape de Beijing, scris de un chinez. S-au mai descoperit și alte mesaje, găsite tot așa în, în, în produse care au fost confecționate acolo în temniță. Iar canalul Arte a... a a dat undă verde acestui film documentar care tocmai a fost a avut premiera pe, pe, în Franța și urmează să aibă premiera peste tot în, în Europa. Dorim chiar să-l aducem și în România. Este un film extraordinar pentru că el, în sfârșit, primul film care reușește să demonstreze conexiunea pe care o au multinaționalele cu firmele chinezești care apelează la munca forțată din temnițe. Un sprijin important în acest demers și, până la urmă, pentru a da o dimensiune internațională a, asupra acestor lucruri îngrozitoare care se întâmplă în China, l-a avut și binecunoscutul jurnalist Peter Humphrey. Am a, obținut și noi o scurtă declarație pe care vă invit să o urmărim, iar apoi vom reveni și. Cred că este momentul să vorbim despre, și despre ceilalți români care sunt temnitați acum în, în China și care trec prin aceeași prin poveste. First of all, I wish to thank TVR for reporting on the story of Marius Barlow, a victim of wrongful imprisonment in China. I never imagined my name, Peter Humphrey, would ever become so strongly associated with the issue of wrongful imprisonment in China. I began my involvement with China 48 years ago as a student of Chinese studies in England. Then I briefly worked as a teacher in China. Then I became an international journalist for 20 years, not only in the China region, uh, but also in Romania in the early 1990s. Then I became a due diligence consultant for 15 years in China, investigating fraud for my clients inside their business in China. I ended up being arrested and falsely accused of gathering information illegally. I and my wife were wrongfully imprisoned for two years. When we got out, I had cancer. I had to fight back against the damage to my health and against the client who got me into trouble and against the Chinese system that did this to me. I was always a, a kind of China lover um, until this ordeal happened. But this ordeal turned me into a China critic and a campaigner for the rights of other prisoners. That is how I came into contact with Marius Barlow. I became aware of Marius's case. From another European ex-prisoner of Chingpu prison. I knew I must get in contact with this man after his release. I wrote an article about him for a Romanian publication before he was released, and I connected with him immediately after his release from China i realized he had a great story to tell the romanian people about his experience in china and a big opportunity to educate the public about what is the real china under communist party rule especially under the dictator xi jinping and most importantly i believe marius was a good messenger for such a message i bought a computer for marius to enable him to write a book efficiently I joined him on the last day of his pilgrimage across Romania to highlight the similarities between wrongful imprisonment in Romania under communist rule and the monumental issues of injustice in China. I wrote more articles about him and I helped him to write some of his own. In this way, we became comrades in arms. We now work together to, su to support prisoners in our former prison in Shanghai and to collect information from released prisoners about prison conditions. So we have created a kind of support network. We spent a week together in London recently lobbying officials and politicians in Whitehall and Westminster on the issue of foreigners imprisoned in China. We also went to Brussels to lobby MEPs about forced labor in Chinese prisons. And together we contributed to a documentary film investigating messages from Chinese prisoners involved in forced labor to manufacture goods exported to Europe. I am so happy to see Marius today launching his own campaign to bring home a young Romanian woman, Alina, who has been suffering the same kind of ordeal in China for several years on false charges marius staged a hunger strike this month to press the romanian government to start discussions with china to bring alina home i hope that Roman romanians across the country will, will support this campaign i'm overjoyed that marius is now launching his book the pink blanket peturica rose i cannot think of a more suitable title and image to serve as the icon of a wrongful imprisonment ordeal in china than the pink blanket Marius has singled out this image of a Paturitza Rose because it resonates with him and all other foreign prisoners in Shanghai as the very first thing they see at the beginning of their shocking ordeal in the claws of an extremely vicious regime. When prisoners are thrown into their first cell in a detention center on the night of their arrest, it is almost always in the middle of the night, by the way. And an ocean of pink blankets on the rough wooden floor is the first thing they see, but when it becomes their only source of warmth, it becomes something they cuddle they are fond of it might be inadequate, but it is what they sleep under. I remember the sea of pink blankets covering twelve men in my first cell when I arrived there under bright lights that were kept on twenty four hours seven hours seven days a week. And the 12 shaved heads sticking out of the blankets like chicks in a bird's nest. Ten years later, this surreal image still traumatizes me. I'm sure it bothers Marius too. Many things still traumatize us. Marius and I never spent time together inside China's jails, and therefore we never witnessed each other's suffering at first hand. We discovered each other after my release, we were imprisoned there at different times enduring separate ordeals but experiencing most of the same abuses and denial of our legal judicial and human rights i can see clearly as a former fraud investigator that marius was cheated into acting as a host at loan signing ceremonies for a chinese financial services company who wanted to borrow a foreign face to give themselves an image of legitimacy. He did not know they were crooks. He was a kind, naive, and gullible man, and he ended up being imprisoned for eight years. His book tells the story of those eight years. His book is also a celebration of his freedom. Every Romanian should read The Pink Blanket before setting foot in China, and then they can understand what today's China really is. O știre șoc la începutul lunii noiembrie, Marius Balo, cunoscut pentru, pentru, pentru condițiile inumane în care și-a ispășit pedeapsa în China, intra în găva foamei. Despre ce este vorba? A doua zi după ce m-am întors în țară, am primit un telefon de la tatăl unei tinere, o tânără din București, Alina Apostol, care era și ea întemnițată în China un caz foarte asemănător cu al meu, primise o pedeapsă de 13 ani și jumătate, este în continuare acolo, de 5 ani de zile pătimește, sunt convins că nu va supraviețui, sunt, sunt niște condiții mult mai dure în închisorile care uh, au femei decât erau în cele în care am pătimit noi, bărbații este de neînțeles acest lucru, însă se întâmplă, cred că este singura țară din lume în care femeile sunt tratate mult mai dur și cu mult mai multă severitate decât bărbații. Dar de ce greva foamei? Deoarece cazul Alinei nu a fost adus niciodată în atenția opiniei publice. Ea și-a exprimat această dorință de a fi transferat în România nu dorește să fie rejudecată, nu dorește să-și să scurteze pedeapsa, dorește doar să fie adusă în țară pentru ca să își ispășească aici ce are de ispășit acasă. Strigătele ei, bineînțeles, Misterul Justiției de ani de zile nu, nu, nu face aproape nimic pentru ca să îndeplinească acest transfer. Eu. Am avut experiența transferului. În 2019, transferul meu din China a fost dus la îndeplinire de deținătoarea portofoliului din acel moment la Ministerul Justiției, doamna Ana Bircial. S-au îndeplinit toți pașii pentru a fi transferat. Totul a fost aprobat, urma doar să fiu adus în țară. A apărut COVID-ul și m-a blocat acolo. Dar acest transfer al meu a fost aprobat și cererea mea față de doamna Alina Gorghiu, actualul ministru al justiției, este să urmeze doar pașii care au fost făcuți în cazul meu în 2019 și să o aducă pe Alina acasă. De aceea am început acest demers, pentru a pune presiune pe Ministerul Justiției să acționeze decisiv pentru această fată care, vă repet, suferă îngrozitor. Poate vor reveni și asupra acestui aspect, de ce este nevoie să faci greva foamei în România anului 2023 pentru a obține drepturile elementare ale, ale unui român, care este întemnițat acum, poate pe drept sau poate pe nedrept în China, dar până atunci aș vrea să vă întreb de ce ați oprit această greva foamei. Practic, ați, ați, ați avut o săptămână de greva foamei, ați întrerupt-o, ați obținut rezultate de această dată prin acest demers. După o săptămână am primit semnale printr-un uh, deputat uh, independent uh, care a mers, a luat legătura și cu familia Alinei și cu doamna ministru și am înțeles de la el că dânsi și într-adevăr au recepționat uh, acest mesaj pe care eu am, să am dorit să-l transmit, acela de a contacta ambasada Chinei pentru a, uh, a pentru a se, se întâlni cu dânsi și a stabili care sunt pașii pentru a fi uh, a, pentru Alina să fie transferat în țară. Exact același lucru l-a făcut doamna Ana Birceal în 2019, s-a întâlnit cu ambasadoarea Chinei la sediul Ministerului Justiției și împreună au stabilit lucrurile care, demersurile care trebuie făcute pentru a fi adus în țară. Am înțeles că se dorește acest lucru. Chiar astăzi, la începutul acestei săptămâni, urmează să se întoarcă în țară ambasadorul Chinei. Și am înțeles că Dânsii urmează să stabilească această întâlnire cu ambasada și cu reprezentanți ai Ministerului de Externe pentru a, pentru a decide împreună pașii care urmează să fie făcuți pentru a aduce, o aduce pe Alina acasă. Repet, eu nu contest vinovăția sau nevinovăția ei, nu cer ca ea să fie eliberată, nu cer ca ea să, ei să-i fie scurtată pe deapsa, doar să fie adusă în țară și să-și continue aici restul de pedeapsă. Știu ce înseamnă sistemul uh, comunist, știu ce înseamnă penitenciarele comuniste din China, știu suferința ei. Sunt singura persoană din această țară care a trecut prin, uh, printr-o situație oarecum similară. Nu pot imagina cât de dur este sistemul uh, pentru femei, doar din ce am auzit. Le leșină de foame. Uh, ultima dată, când a reușit să vorbească acasă, i-a spus tatălui ei că leșină de foame. Deci, uh, mâncare nu este îndeajuns. La noi nu a fost niciodată această situație, era mâncare proastă într-adevăr, dar puteai să găsești o, o bucată de orez să-ți îndestulezi pântecile. Întotdeauna se mai găsea o bucată de orez dacă nu te săturai. Dar în cazul ei există și acest pericol al, al malnutriției, plus faptul că fiind singură într-o provincie în care nu mai sunt străini. Eu eram în Shanghai, în, într-o clădire cu 250 de străini. Găseai un om cu care să te rogi împreună, găseai un om pe umărul căluia să-ți plângi suferința, care să plângă și el uh, pe umărul tău și așa să te, să, te, să te eliberezi, să te încurajezi, să te, să te întărești. Ea este într-o provincie, Fugien se numește, unde nu sunt străini, este singură uh, printre, printre localnici și o duce extrem, extrem de uh, mental și fizic, bineînțeles. Aveți informații că viața este în pericol? Da. Da, să știți, acest lucru l-am aflat de la, de la, tatăl ei. În primul rând, aceste, această problemă fizică nu este mâncare de ajuns, leșină de foame și, mult mai insidios, este, acel, este aspectul acesta, tortura aceasta psihologică pe care ei uh, o pun, faptul că este singură într-o provincie în care nu are cu cine să vorbească, într-un loc în care nu are cu cine, cu cine să-și să să împărtășească amarul cu cineva. Este într-o situație ingrată, îmi este foarte teamă pentru viața ei, sunt convins că nu va supraviețui încă 8 ani de zile. De aceea am făcut acest demers. Sunt singurul om din țară care poate să simtă într-o anumită măsură durerea acestei femei. Un an și jumătate, după ce am aflat de povestea ei, n-am putut. În fiecare seară îmi venea în minte imaginea acestui om. Este o fată tânără, un copil până la urmă. Nu puteam să mă odihnesc știind că pot să fac ceva și uh, cu toate astea nu fac nimic. Am așteptat un an și jumătate. Uh, I-am rugat pe părinți să facă publică povestea, într-un final m-am decis să fac eu publică povestea ei și în acest fel să creem această presiune pe Ministerul Justiției pentru a o aduce acasă. Sper așadar, în prima parte a anului viitor, să o vedem pe Alina în România. Domnul Lorenzo, ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ne întâlnim, că așa se întâmplă întotdeauna, necazurile te apropie mai mult decât bucuriile. Aceleași chinuri grele le suportă și acum le-ai suportat și, și, tu. Mai rău, să știți, mai rău, pentru că ei întotdeauna ob am observat că pun mai mare, mai mare presiune pe femei decât, de, de, decât, pe bărbat. Am și eu încredințarea, să știți, că prin acest pelerinaj și prin, prin, prin faptul că ne-am ne, am, ne -am întâlnit și iată, avem așa o, o, o cauză comună, să ne aștept bunul Dumnezeu să sensibilizăm opinia publică, dacă nu reușim să sensibilizăm și guvernul și, și autoritățile, autoritățile, dacă pe ei nu reușim să îi sensibilizăm, atunci să sensibilizăm opinia publică da. și ei să fie forța care să, care să împingă autoritățile. Pentru că așa, așa se întâmplă de multe ori. Da. Acum nu știu, nu știu unde este problema, pentru că dacă există bunăvoință, atunci lucrurile merg și merg foarte rapid. Asta vă spun din experiența pe care am avut-o eu. Dacă ești, un om, ești un, om, un om de rând și nu ai uh, uh, relații suspuse sau nu ai, uh, nu știu, bani ca să, 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 să miști lucrurile, ele rămân, stagnează. Noi suntem niște oameni normali, modești, care am lucrat o viață, am muncit, ne-am crescut copilul în legile noastre, în condițiile noastre modeste, și din nefericire ea a fost uh, păcălită, a fost șantajată, a fost amenințată. Să facă ceva ceea ce nu este în firea ei. Pentru că noi, familia, nu am învățat niciodată să facă asemenea fapte. Cei mari întotdeauna scapă, e... cum a fost și în cazul meu și în cazul Evident, ei, da. și e... rămân, rămân, rămân de, de, oamenii aceștia care fie n-au știut, fie au, au mers doar așa în virtutea a inerției, au fost induși în eroare. A fost a fost în eroare fost exact. 13 și ani și jumătate. Și această pedeapsă imensă și o sumă foarte mare de bani… Ca și amendă. Ca și amendă. Da. Se calculează în mod, în mod arbitrar, să știți, 9, până nu-ți plătești amenda. Și de unde să plătești? No, ne -e teamă că chiar dacă vindem tot ce avem, o casă și o mașină, ca să putem plăti acea imensă amendă, ne e teamă că după aceea vor spune că trebuie plăti da. și prejudiciul. Da. Să... Exact așa funcționează sistemul. Din prima zi în care ai ajuns în penitenciar, ei, ei încep să te preseze, să plătești. Să plătești. Dacă printr-o minune reușești să-ți plătești amenda, apoi încep să, să te preseze, să plătești amenzile celorlalți, să plătești prejudicii, să plătești daune să plătești și se, deci poți așa, e un, e un, un, hău fără fund. Aș vrea să fac și eu câțiva pași și nu doar câțiva pași, câteva mii de pași împreună cu dumneavoastră în acest pelerinaj și să, să vă ajut în demersul dumneavoastră. Și cu pașii aceștia, cu efortul pe care îl depunem astăzi, să ne ajute Dumnezeu să o aducem și pe Alina acasă. Cât mai să, mai fim, mai? să fim anul viitor, când s vom face pelerinajul, să fim facem cu toții. O echipă mai mare. Să facem o echipă mai mare. Doamne, ajută. Haideți să ne pornim. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. E o mare bucurie. Aveți un resentiment? Mă refer acum strict în relația personală de cetățean român și autoritățile române. Lucrurile se repetă. Nu reușim, poate greșesc, ca tot acest cer să se închidă într-un mod firesc. Este o cerere elementară, este un cetățean român care se află în China și care vrea să-și spășească pedepsa în România. Într-adevăr, este o moștenire pe care. moștenire din perioada comunistă. Întotdeauna Această lipsă de empatie, până la urmă... Este lip, lipsa de empatie, în primul rând, și este uh, lipsa acestei mentalități. Mentalitatea conform căreia eu uh, sunt slujitor al poporului. I'm a public servant. Uh, în limba engleză există, există acest concept. Bineînțeles, uh, și în Statele Unite găsește, găsește probleme, dar... La, la acest nivel de bază, angajații guvernului sunt, sunt întotdeauna foarte receptivi. La noi, a trebuit ca cineva să se oprească, să nu mai mănânce timp de o săptămână, pentru ca uh, guvernul să, se, să ia act de situația unui alt, unui alt cetățean român. Uh, din păcate, ne luptăm încă cu această mentalitate, o mentalitate comunistă, o mentalitate în care omul de rând nu, nu are acces. La, 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 aceste, la aceste drepturi. Sunt drepturi pe hârtie, cum erau și în China, aveam drepturi, dar ele există doar pe hârtie. În momentul în care apelez, în care le ceri aceste drepturi, ele, ele nu există sau există doar pentru cei privilegiați. Într-adevăr, în România diferența este că putem să facem aceste demersuri. În China, dacă eu aș fi declarat greva foamei pe internet, imediat, în 15 minute, aș fi fost, ar fi tăbărât pe mine o armată de milițieni, m-ar fi arestat și nu s-ar mai fi auzit de mine niciodată. În România, însă, am acest drept, am mers în fața Ministerului Justiției, am dat interviuri, am, am stat acolo, ne-am rugat pentru Alina în data de 15 noiembrie, avem această libertate să spunem lucrurilor pe nume, dar, bineînțeles, este nevoie de mult mai mult. Este nevoie și de, și de acțiune din partea autorităților. De aceea, mă bucur, suntem la jumătatea drumului, suntem scăpați de comunism de 30 și ceva de ani. Din păcate, va trebui să mai treacă o perioadă de timp până când să ne resetăm oarecum mentalitatea pe care o aveam înainte de această maladie. Pentru finalul ediției de astăzi, omul și timpul, mai am o singură întrebare. Dacă, așa cum vorbeam în emisiune... Această carte poate avea și o dimensiune, să spunem, universală. Va fi tradusă, există cerere pentru acest lucru, întreaga lume trebuie să cunoască și mărturia unui român din închisorile comuniste. Într-adevăr, așa este. Eu mă ocup de traducerea ei, lucrez în prezent la traducerea cărții. Îmi doresc foarte mult ca această mărturie să ajungă la urechile tuturor, bineînțeles. Ea este mărturia unui om, mărturia unui om simplu unui om care nu a mai scris până acum, este povestea unui suflet. Povestea vine din, din sufletul meu, este, este pentru, toți, pentru toți oamenii, pentru toți locuitorii acestui, acestui pământ. Este, într-adevăr, o foarte mare nevoie în acest context geopolitic să aflăm și aceste mărturii, mărturile oamenilor care au pătimit și pătimesc în continuare acolo. Ea este, este cartea celor care încă suferă acolo sunt foarte mulți, sunt milioane și milioane de întemnițați, mici, mici elemente în acest, în acest uriaș angrenaj care este munca forțată din temnițele chinezești. De aceea, datorită acestor milioane de, de oameni, milioane de, de, de fețe necunoscute, datorită acestora, reușește China să fie competitivă și nicio altă țară din lume să nu poată să să-și să țină pasul cu ei. Pentru că ei au milioane de sclavi. Ați menționat chiar la început această sintagmă, cred că este foarte potrivită. Milioane și milioane de sclavi. Asta este. Marius Balo, îți mulțumim și noi pentru această mărturie. Vă mulțumesc și eu și mă bucur încă o dată că am revenit în mijlocul dumneavoastră. Vă doresc toate cele bune. Vă aștept să ne cunoaștem din nou în paginile acestei cărți. Mulțumim încă o dată. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.